Simona Halep o întâlnește astăzi pe Carla Suarez Navarro în optimile turneului US Open. Jucătoarea din Spania pare să treacă printr-o perioadă bună, astfel că nu a pierdut niciun set al acestei ediții a turneului din Statele Unite. Simona Halep s-a calificat în optimile US Open după ce sâmbătă a învins-o pe Timea Barboș. S-a ajuns la un set decisiv după ce setul al doilea a fost adjudecat de jucătoarea din Ungaria pe fondul unui joc mai puțin reușit al Simonei. Momentul decisiv al meciului de sâmbătă a fost atunci când, la scorul de 3-2 pentru Timea, Simona Halep a reușit break-ul, scorul meciului, dintre cele două fiind 6-1, 2-6, 6-4. Simona Halep joacă astăzi în optimile turneului american împotriva Carlei Suarez Navarro, locul 12 WTA. Meciul se va juca pe arena Louis Armstrong. Între cele două jucătoare s-au disputat până acum în circuit 10 partide, dintre care 5 au fost câștigate de Simona Halep.